Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. Astăzi o să continuăm seria de misiuni noi, misiunile noi fiind de la Gerald. Pe Gerald îl găsim pe mapă cu... Unde-i G-ul, mă? A dispărut G-ul? Da, a dispărut G-ul de pe mapă cândva era. Înseamnă că îl găsim decât la online. Jobs, Play Jobs, Rockstar Created. Mergem aici la Missions. Selectăm misiunile cu Gerald, cele noi sunt undeva în număr de 5-6. Imediat le găsim. Astea sunt, Last Play. Eu v-am filmat un videoclip cu Last Play Bad Complaints Company. Și acum o să vă găm Diluited. Îi dăm start la misiune, o să o facem tot la fel pe solo, pe Very High. Adică hard. Să vedem cum o să fie misiunea. E prima dată când o fac. Se și vede că nu-i completată. Îi dăm start. Sunt foarte curios cum sunt misiunile astea și vreau să vi le postez și vouă, să vedeți cam cum stă treaba cu misiunile cu Gerald, cam cât se oferă la o misiune cu Gerald și tot așa. O să fie o serie cam de 5-6 episoade în funcție de... De câte misiuni sunt. Bun, hai să mergem la drug deal. Am aici cazanul meu de Logan. Hai să vedem. Să vedem ce prezintă Rockstar-ul la o misiune nou-nouță. Am primit din nou award-ul de hotspot. E mișto, văd că trebuie să mergem la un drug deal. Să vedem cum e făcută misiunea ca și drug deal. Dacă Rockstar au evoluat. Dacă știți, erau niște misiuni care se făceau tot așa cu drug deal la dealer. Mergea la dealerul ăsta Gerald și luam un pliculeț de cocaină și îl duceam înapoi pentru cam 5.000 de dolari, așa, ceea ce era foarte nașpa. Om, avea companie sau pur și simplu... Da, da, avem companie. Avem companie, intrăm frumos pe armă. Știa, credeau cum o fac ei pe mine cu mașina lor, vă că mai vine încă una. Bun, i-am rezolvat și acolo. Vă arăt cam cum se face misiunea, să o terminați repede. Sper să nu mor în misiune. Așteptăm un pic. Am luat și pe ăsta. Avem companie pe partea dreaptă. Compania de pe partea dreaptă a fost eliminată. Văd că se ia un pic ceva RP. Nu chiar wow, dar se ia ceva. Să nu uităm de ăla de sus. Unu HP, unu HP, nu stăm bine. Avem unul acolo. Imediat îl dărâm. Oho, m-a lăsat în unu HP, bun, bun. Îmi place pe hard că simți așa un pic de... Se mai ridică? Bun. Bă, ești nebun?
Hai, mă. S-a pitit, s-a pitit. Nu mai e. Zona de sus e clear. Nimic aici. Nimic. Nimic. Bă, ești nebun, m-a luat. M-a luat. Nu-i greu, doar că nu ți arată unde se spamează NPC-urile. Și mor extrem de greu pe hard. Și dă și un damage destul de... destul de acceptabil, ținând cont că e pe hard. Trebuie să mergem în altă zonă. O să mergem tot cu Loganașul. Avem o tracțiune față foarte șmecheră. Avem companie frontală. Oho, dar ce companie, super, place. Bun, am scăpat de ăștia. Se pare că misiunea e destul de lungă. Mă așteptam să fie o misiune destul de micuță, să fie exact cam ca cealaltă. Dar văd că am două locații unde trebuie să mă duc. Cred că mai mult ca sigur o să am și a treia locație, ceva gen boss. Opa. Trebuie să găsim alea, alea cumpărătorului, ia să vedem, o găsim? Pa bune, cumpărătorii sunt fix poliția? Aici nebun cât am de distrus. Poți să iau mașina? Poți să iau mașina, super. Bă, ești nebun cât de incitantă e misiunea. Mamă, direct la poliție, tare rău de tot. Hai că le-am cam scăpat printre degete la polițiști ăștia.
Ăla sper să fie pe motocicletă. Nu-i. Mamă, acum trebuie să scăpăm de poliție, ești nebun? Știu pe unde să scap de poliție, așa că nu mi-e cam teamă de ei. Haide, de, super! A scăpat de poliție. Iar acum? Mission passed, bun. Deci cam asta e misiunea cu drug deal. Se oferă 28.900 dolari, să vedem cât RP ne dă. Undeva la 5400. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Cu voi a fost Just Eagle și o să ne revedem la episodul următor. Pa, pa!